Lucrare din 10 aprilie 2020. Mânia se aprinde, focul se întinde, răgnete de război cuprinde întinderea, cine scapă? Vreau sfințire și curăție în întreg poporul, să vă fiu pavăză în ziua încercării, în ziua mâniei. Căci un popor mă nesocotește, un popor se răzvrătește împotriva mea și nu ascultă cuvintele mele, căci din dragoste m-am mâniat și am trimis solul să trezească pe cei ce dorm, să dezmeticească pe cei ce au apucat alte cărări, să aducă aminte celor treji că eu sunt pe drumul venirii spre pământ. Cine a luat aminte că mi-am deschis gura din dragoste, ca să nu pierd tot poporul, ci să găsesc în inima lui aducere aminte că eu sunt Dumnezeu. Dar ei nu vor să ia seama, nu vor să se întoarcă la mine să îi mântuiesc. De aceea așa vorbește Domnul. Nu se oprește un necaz, că vine altul și mai mare. Și cum își plânge mama copiii care nu mai sunt? Cum se vor uita copiii după cei ce le-a dat viață și nu îi vor mai găsi? Cine face voia mea, zice Domnul, îi voi pune la adăpost pentru un timp de vreme până trece mânia. Apoi îi voi scoate la lumină din taina locului și prin ei îmi voi face numele de slavă și voi vorbi prin gura lor cuvinte de viață și cei ce vor auzi se vor trezi și vor avea gura deschisă să primească cuvintele vieții, să le mănânce și să trăiască. Iată, îmi voi face numele de slavă, zice Domnul, și voi îngădui să însoțesc cuvântul mărturisirii cu semne și minuni, ca martorii mincinoși să rămână de rușine, și toți acei ce și-au pus încrederea în ei și în cuvintele lor și vor recunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. Căci cuvântul meu are putere de viață și cei ce cred vor învia în numele meu și vor trăi pentru împărăția mea. De aceea zice Domnul, pregătiți-vă! Nu va trece multă vreme și cuvântul meu va veni ca o furtună și va lovi. Pomii slabi îi voi curma, căci nu au roade și doar frunzele le-au fost lauda. Cei tari îi voi întări și mai mult. Cei ce sunt roditori, dar nu sunt puternici să stea în furtună, îi chem acasă, să aștepte încă puțină vreme. Voi îngădui toate acestea și nu voi asculta pe mijlocitori. Viu este Domnul și viu este Cel ce vorbește. Amin.